Această oră este Mădălina Turza, președinte al Centrului European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități. Bună ziua, bine ați venit alături de noi. Bună ziua. Care ar fi o sumă corectă, să spunem, din punctul dumneavoastră de vedere, oferită de stat pentru copiii cu dizabilități, pentru că dumneavoastră îi reprezentați pe copii? Da, mulțumesc de întrebare. În primul rând că vreau să vă atrag atenția asupra faptului că nu suma este relevantă. Pe noi nu ne deranjează neapărat cuantumul acestei alocații sau indemnizații, ci absența serviciilor. Creșterea acestor alocații cu 16% din punctul nostru de vedere este irelevantă. Spun asta atât ca mama unui copil cu sindrom Down cu gradul grav de handicap, cât și ca profesionist și lider de organizație. Încă câteva zeci de lei la indemnizația pentru copiii cu dizabilități nu rezolvă problema absenței serviciilor de intervenție timpurie, a terapiilor specializate, a tuturor acelor medicamente de care noi avem nevoie, a școlilor care să aibă curricula adaptată și servicii și profesori de sprijin. Deci aceasta este logica în care autoritățile din România înțeleg să se adreseze copiilor cu dizabilități. Le mai dăm un leu un plus și în felul ăsta îi punem să-și rezolve problema singuri. Nu. Copiii cu dizabilități sunt responsabilitatea societății, a părinților și a autorității. Și atunci, dacă le dăm un leu în plus, nu înseamnă că le rezolvăm problema. Repet, avem nevoie de servicii, de instituții care să ne ofere aceste tipuri de servicii, nu de 3 lei în plus. Există vreo comunitate undeva în România unde această problemă este măcar pe cale de a fi rezolvată? Vreo comunitate care are aceste servicii, care se ocupă de așa ceva? Nu, din păcate este o problemă la nivel național. Absența centrelor de intervenție timpurie, adică acele centre în care copiii să poată face recuperare fizică, motorie, logopedie, terapie ocupațională, toate tipurile de recuperare care îi pot pregăti pentru accesarea educației, sunt absente la nivelul României. Ceea ce oferă sistemul din România copiilor cu dizabilități este educația specială, unde nu aș vrea să detaliez acum ce se întâmplă în sistemul de educație specială, dar practic noi ca părinți, dar și ca profesioniști, spunem că avem nevoie de servicii. În România nu există decât în mediul privat, iar în zona privată o oră de logopedie, de exemplu, costă între 50 și 120 de lei. Adică jumătate din indemnizație. Exact. În condițiile în care un copil cu o dizabilitate intelectuală sau motrică trebuie să facă cel puțin o oră de logopedie pe zi. Și atunci, despre ce creștere vorbim? Despre ce alocații vorbim? Nu aceasta este soluția. Dumneavoastră, când mergeți să discutați cu autoritățile, cu cine discutați? Care sunt agențiile, instituțiile cu care negociați în mod direct? Da, este o întrebare extrem de provocatoare. Evident că de regulă cu Ministerul Muncii și Ministerul Educației și Ministerul Sănătății. Pe zona de Ministerul Muncii întotdeauna am avut probleme pe linia serviciilor, așa cum v-am spus, și pe linia încadrărilor în grad de handicap, care de cele mai multe ori se fac defectuos în ceea ce îi privește pe copiii cu dizabilități și cu precădere pe zona de dizabilități intelectuale. Cea mai mare problemă însă, de departe, o avem în zona de educație. Zona de educație este întotdeauna impenetrabilă. Avem zeci de memorii depuse la Ministerul Educației. Avem cazuri de copii bătuți și sedați în școlile speciale în mod frecvent și curent în România. Iar autoritățile responsabile nu răspund. Evident că există plângeri penale, dar dincolo de zona aceasta, Ministerul Educației nu înțelege să dea curs unor probleme extrem de grave pe care copiii le au în momentul de față în învățământul special, dar și în învățământul de masă, în puținele cazuri în care sunt primiți, deoarece profesorii nu sunt pregătiți să-i gestioneze în școala de masă și nu există curricula adaptată. Există vreun demers pe care puteți să-l faceți peste capul acestor autorități? Să mergeți direct la autoritățile Uniunii Europene? Să mergeți acolo, să vină schimbarea de sus, că poate așa?
Asta este următorul pas pe care noi îl avem, pentru că până ajunge acolo, noi am încercat să propunem un proiect de lege pentru drepturile copiilor cu dizabilități, pe care l-am prezentat în Parlamentul României în decembrie anul trecut, care ar reglementa funcționarea defectuoasă a acestor aspecte. Așteptăm să vedem ce se întâmplă cu el, nu foarte mult, iar următorul pas probabil că va fi exact cel pe care l-ați spus. De altfel, a avut loc vizita Comisarului Consiliului Europei în România și am spus toate aceste lucruri. Vă mulțumesc tare mult pentru precizări. Mergem acum.